Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Cutia Neagră. Astăzi discutăm despre alegeri și despre decizia anunțată astăzi de Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău de a nu înregistra în cursa electorală pentru primăria Chișinău pe candidatul Ruslan Codrean, fost primar interimar al capitalei. Despre acest subiect, dar și despre alegerile locale din Chișinău, sondaje, promisiuni, despre ce sunt aceste alegeri în general, discutăm cu invitații de astăzi, domnul Ruslan Codreanu, fost primar interimar al capitalei. Bună seara. Bună seara. Și doamna Stella Jantuan, cu autorul De Facto. Bună seara. Bună seara. Vă propun să începem discuțiile tocmai de la acest ultim anunț de astăzi, ultima știre legată de neregistrarea dumneavoastră în cursa electorală pentru primăria Chișinău. Înțelegem că nu este tocmai surpriză. Dumneavoastră încă ieri ați semnalat despre existența acestui risc că ați putea să nu fiți înregistrat în cursă din cauza unor semnături care nu au fost recunoscute de către Consiliul Electoral de Circumscripție. Totuși, care a fost motivația pe care a prezentat-o astăzi organul electoral? Vă mulțumesc pentru invitație. Din start vreau să zic că nu doar ieri am avut semnale și mai anterior că ar putea fi surprize și de fapt de când am anunțat intenția de a candida și de când am mers la prima dată la Consiliul de Circumscripție, s-au tot pus piedici. Eliberarea listelor de subscripție cu întârziere, neînregistrarea trezorierului, neacceptarea raportului financiar, solicitarea de mai multe documente care nu sunt prevăzute nici în regulamentul CEC, nici în codul electoral, cum ar fi copii de buletine, deși colegii de la Consiliul Electoral au acces la baza de date a alegătorului de la membrii grupului de inițiativă. Ieri am primit o notă explicativă preliminară și vreau să atrag atenția că am primit-o, deși codul electoral spune că în maxim 5 zile se face verificarea semnăturilor, ieri am primit-o după 6 zile, unde se invoca motivul că 800 de semnături nu sunt valabile din cauza că nu este scris Durlești, Ciorescu, Cruzești, fiecare suburbie. Astăzi când am intrat la Consiliu să aflăm hotărârea finală și definitivă, s-a prezentat alt motiv, că listele ar fi fost semnate de o singură persoană. Bănuieli rezonabile că ar fi de aceeași persoană. Vorbim deja de întârziere de 2 zile după procedură. Deci mâine o să mergem la Comisia Electorală Centrală să depunem contestația. Vom aștepta să vedem decizia și Comisiei Electorale Centrale și după asta vom merge pe toate instanțele. Asta ar putea dura până după alegeri. Tare, doamna Rață, eu ce vreau să zic, nu vreau să vorbesc despre 10.454 de semnături, dar 10.454 de oameni care au semnat, pentru că semnătura este doar o formalitate. Sunt oameni care au semnat, care m-au susținut și care acum tot sunt expectativă și așteaptă. Noi vorbim de cei 65 de membri ai grupului de inițiativă, care 2 săptămâni au fost peste tot, de dimineață până este seara. Este adevărat, dar știți cum, Republica Moldova este un câmp al precedentelor care nasc după asta situații neplăcute. Am avut cazul când s-au strâns sute de mii de semnături pentru referendum și s-a scuipat pe acele semnături care tot aveau în spate niște oameni. Și atunci asta cumva naște în Republica Moldova un fel de deprindere. Că se poate așa de făcut? Doamna Jantuan, dumneavoastră cum vedeți această decizie de astăzi a Consiliului Electoral de Circumscripție? Înțelegem că domnul Codreanu este singurul candidat independent în această cursă electorală. O să vă întreb un pic mai târziu de ce ați decis să mergeți independent. În primul rând aș vrea să menționez că aceste alegeri locale au o semnificație foarte mare, pentru că sunt primele alegeri după ce Partidul Democrat a părăsit guvernarea. Deci sunt primele alegeri care aș vrea eu și sper eu ca să fie într-adevăr libere, niște alegeri transparente, alegeri fără acele momente cu polițiști, cu procurori, cu judecăți, cu diferite momente care sunt, adică făceau imposibilă participarea la egal a tuturor cei care au intrat în competiția electorală. Iată de ce regret foarte mult dacă cazul domnului Codreanu se înscrie încă în acea formulă.
formulă veche, care poate după inerție, eu vreau să sper că după inerție funcționează. Oamenii în principiu s-au schimbat la CEC. Da, pentru că într-adevăr avem alt CEC, da. Avem alte componențe a CEC-ului, avem un CEC care a fost numit de către noua guvernare care s-a declarat că a venit să guverneze altfel și să facă altfel de politică și iată de ce pentru mine personal și cred că pentru toți cetățenii Republicii Moldova și mai ales pentru chișinăuieni care au trăit anul trecut un moment foarte și foarte neplăcut când domnul Năstase pur și simplu a fost ilegal scos, adică invalidate aceste alegeri, lipsite cetățenii Chișinău, adică locutorii Chișinău de dreptul la vot care l-au exprimat și atât de ce totuși cred că și sper că CEC-ul deja mâine va examina, mâine spuneți, da? Cred că va examina mai minuțios și echidistant acele momente care, de exemplu, poate nu sunt semnificative despre care vorbește domnul Codreanu. Domnul Codreanu, dumneavoastră, dincolo de argumentele astea ale CEC-ului, care credeți că este motivul pentru care ați fost? Adică e vorba doar de proceduri sau altceva s-a dorit în spate altceva? Eu nu am mers în orice, cu orice scop să candidez. Și asta eu am spus-o fiecare care m-am întâlnit. Scopul meu nu a fost să intru în electorală cu orice scop, pentru că altfel aș fi mers cel mai ușor din partea unui partid care mi-a făcut oferta să merg din partea lor. A fost mai mult de 5 partide care am discutat, inclusiv la care am mers eu și le-am spus care sunt intențiile mele și le-am propus inclusiv să susțin candidații lor pe suburbii, dacă sunt oameni adecvați. Dar puteți să-mi spuneți câteva din aceste partide? Nu contează șirul în care le-am spus. Dacă inclusiv PLD-ul, inclusiv PD-ul, inclusiv PPM-ul, mai multe au fost, mai mult de 5 partide care am discutat. PD-ul tot v-a propus să fiți candidatul? Da, și am refuzat pentru că am zis că vreau să merg independent, vreau să câștig încrederea celor 10.000 de oameni. Eu știam că va fi un lucru foarte greu de făcut pentru că eu am mai participat în campania de colectare de semnături. Bun, dar pe de altă parte, fiind primar interimar un an de zile, e chiar atât de greu pentru un primar să strângă 10.000 de semnături? Eu vreau să vă zic că este mult mai greu decât vă puteți imagina, pentru că lumea este indusă în eroare intenționat. Că vreți să luați datele din buletin ca să luați un credit, că vreți să faceți nu știu ce cu datele mele personale. Lumea a fost speriată foarte mult când a văzut camere care filmau non-stop cortul nostru. La primărie, la toate întreprinderile municipale, la instituțiile medicale și de învățământ, le s-a spus, Doamne ferește, să pui semnătura pentru Codreanu. Cine a spus asta? Cei care guvernează Chișinău de 3 luni de zile. Dar cine guvernează Chișinău de 3 luni de zile? Deci noi de 3 luni de zile și acum a fost semnat și un acord politic între formațiuni, unde s-au împărțit sectorul cel al prietorul meu, sectorul cel al prietorul tău. Am văzut că acum are niște prietori în Chișinău, dar inclusiv totuși... Și vicepretor și prietor. A fost puși. Deci nimeni nu vorbește acum că nu s-au așteptat alegerile până pe 20 octombrie, dar până la 20 octombrie, până la data alegerilor, oamenii i-au împărțit deja sectoarele municipiului Chișinău și întreprinderile pe partea leului. Asta mie, asta tot mie, asta mie, da, asta ție. Am înțeles. Doamna Jean-Antoine, este incomod candidatul Ruslan Codreanu la aceste alegeri? Eu m-am mutat peste sondaje intenționat să văd. Deci rezultatele noastre, nu zic, luați niște punctaj, dar nu chiar atât de mari încât să deveniți un pericol mare pentru Andrei Năstase sau pentru Ion Ceban sau pentru oricine dintre candidații cu șanse, să zicem așa, mai mari în acest electorat. De ce să-ți aprinzi paie în cap? Dar numai asta și este întrebarea, dar știți, după cum ați spus, avem și noi tradiții electorale deja stabilite, da. Și cum a demonstrat deja practica, că atunci când se pune impedimente unui candidat care pare a fi nesemnificativ sau cu șanse minime sau minimale la alegeri, sunt două, se adeveresc a fi două motive. Ori acest candidat ia de la unul care poate să câștige în Chișinău sau pretinde să câștige în Chișinău, ori pur și simplu din... Bun, dar de la cine putea să ia Codreanu? Eu cred că, anume după profilul domnului Codreanu, domnul Codreanu are toate șansele să ia anume alegătorul PSRM-ului. PSRM-ului. În cea mai mare parte, alegătorul PSRM-ului, alegătorii care ar vota, de exemplu, sau nu vor vota pentru blocul acum, dar vor vota, înțeleg, de exemplu, șansele altor candidați, pentru că nu avem în palierul acest
de candidați, foarte mulți candidați de la partide unioniste, care în viziunea mea nu au șanse și pur și simplu discreditează însuși ideea asta. O să vorbim mai târziu un pic despre muzeul ăsta. Dar domnul Codrean, deci sunt favoriții, cum se așa îi numesc în presă, și de fapt sunt favoriții, este domnul Cioban și domnul Năstase, și ceilalți sunt niște reprezentanți unor partide destul de minime, să spun, din punct de vedere politic, a influenței politice acum, și domnul Codreanu este deocamdată singurul candidat independent, și anume profilul său și alegătorul său mai mult se află pe câmpul la care pretinde Partidul Socialiștilor. Iată de ce eu cred că și domnul Ruslan Codreanu are probleme cu înregistrarea la nivel, acum să vedem cât de circumscripție, dar să vedem ce se va întâmpla. Deci are probleme pentru că deranjează... Pentru că deranjează, eu cred că deranjează electoratul unul din favoriții. Pe altă parte, noi am văzut în ultimele 3 zile 3 sondaje diferite. Acum și vorbim despre sondaje. Vreau să vorbim despre o postare făcută astăzi de către un deputat socialist, Bogdan Țârdea, referindu-se la neregistrarea dumneavoastră și la faptul că ați fost exclus din cursa electorală, și el zice așa: nu zic hop, se va adresa la judecată, adică dumneavoastră, apoi îl vor restabili, apoi el va deveni jertvă la Prime, Publica, Canal 2, 3, Realitatea TV, etc., apoi va bate, nu vreau să zic în cine, sper să te pricepi, îi scria el cuiva, și va lua 3-4%, turul 2 nicio șansă să treacă, să încearcă scenariul ușor, să vedem dacă justiția va juca jocul PD-ului. Deci iată un deputat socialist zice că faceți jocul PD-ului, că vă victimizați și că în acest joc clar că este implicată și Comisia Electorală Centrală din moment ce a intrat în joc, nu e clar dacă va intra și justiția în acest joc. Sunteți candidatul... Trebuie eu să argumentez niște scrieri aberante. Adică, pentru că eu ipoteză înaintată de un deputat. Pardon, au mai fost înaintate niște ipoteze de niște oameni care pretind a fi deputați și în loc să se apuce de lucru, ei vin cu ipoteze tâmpite, pardon de expresie, pentru că eu, tata, soția, verișorii mei, oamenii din grupul Inițiativă, am colectat semnăturile respective 20 de ore pe zi. Că eu acum să vin la dumneavoastră în emisiune și să comentez niște aberații ale unuia care gata au făcut regulă în țara asta. Bun. Ce mi se pare mai relevant aici, faptul că domnul Țârdea, și nu doar dumnealui, dumneavoastră probabil că ați mai văzut din comentariile din ultima perioadă, vă asociați cu Partidul Democrat. Yeah. Un pic mai devreme și dumneavoastră ați spus despre faptul că ați primit o ofertă din partea democraților să fiți candidatul. De la 6-7 partide au fost care mi-au propus. Aveți ceva cu Partidul Democrat acum? Nu am fost membru, nu sunt membru, nu m-ați văzut în scurte de partid. Nu am fost să susțin un candidat, nu am lansat niște mesaje pentru candidați. Spre deosebire de mulți alții care astăzi sunt în sistem și lucrează pe poziții, funcții cheie, purtând scurte de partid. Eu n-am făcut nicio declarație politică, nicio declarație politică din noiembrie 2017, am zis foarte clar, nu am nicio tangență cu nimeni. Tot ce vreau să fac eu este să lucrez, pentru că asta îmi place cel mai mult. Și asta am făcut. Totuși, dumneavoastră, ați făcut echipă cu Silvia Radu, care era clar că este... Eu am fost viceprimar pe un domeniu social, unde nu a fost viceprimar din 2011. Și starea în care arată grădinițele și spitalele și achizițiile în educație, asta se datorează faptului că nu a fost un om care să se gândească la orașul ăsta pe domeniul social. Bun, dar nu ați avut conflicte cu doamna Silvia Radu. Ați lucrat ca o echipă împreună, nu? Eu eram consilier municipal. Dar de ce să ne pornim din 2015? Consilier, erați deja viceprimar. Stați puțin, eu am venit în 2015, așa, împărțind pleante și venind cu niște promisiuni la oamenii care m-au votat. Noi am intrat în Consiliul Municipal cu 13% cu o echipă în 2015. Și toți anii... PME-ul ați venit, nu? PME-ul. Partidul lui Iurileancă. Și toți anii ăștia am lucrat ca și consilier municipal. Am făcut campanie tank pe transport public. Am mers în fiecare suburbie, am ajutat în calitate de consilier municipal toată lumea care s-a adresat și nu am refuzat pe nimeni, în limita posibilităților. Deci nu am venit din stradă, nu am fost catapultat, nu am intrat pe ușa din spate. Eu eram consilier municipal și eu 3 ani de zile am lucrat ca și consilier municipal, spunându-le oamenilor că aici pot să-i ajut, inclusiv la buget. Acolo pot să repar acoperișul la liceul din Cricova. L-am reparat. Și multe alte lucruri.
Așa, acum, dumneavoastră, ca să știți și telespectatori, eu v-am invitat la emisiune de mai multe ori în ultimul an de zile, dumneavoastră așa și nu ați avut timp să veniți. Nu doar la dumneavoastră. Și, da. La unii ați fost, la alții n-ați fost, e adevărat. Și eu oricum aveam niște nedumeriri și sper să am acum ocazia să vă le adresez. Iată, până la urmă, acum privind în urmă ce s-a întâmplat, modul în care domnul Nistor Grozavu, aflat sub anchetă penală, vine, o înaintează pe doamna Silvia Radu pentru funcția de viceprimar, un om din stradă, viceprimar adus, pe dumneavoastră, cel de-al doilea viceprimar, se retrage, nu știu dacă momentul... Ca președinte de fracțiune în Consiliul Municipal. Deci, haideți să fim corecți. Nu. Eu eram președinte de fracțiune în Consiliul Municipal. E adevărat, dumneavoastră din stradă ați venit, de asta ați venit din Consiliul Municipal. Așa. Și nu, este adevărat. Nu știu dacă în momentul în care făcea aceste mișcări domnul Nistor Grozavu, dumneavoastră știați ce o să se întâmple mai departe, că dumnealui să se retragă și o să rămână doamna Silvia Radu, dar acum, privind în urmă, nu vi se pare că vă s-a servit un măr otrăvit atunci? De ce? Eu dacă mă uit în urmă, văd 300 de proiecte pe care le-am lăsat într-un an de zile, fără să mă plâng ce am găsit, ce calitatea oamenilor am găsit sau ce proiecte sau în ce dezastru e primăria după 10 ani de zile. Da, dar v-ați ales cu o ștampilă. Și dacă mă uit în urmă, eu am ajutat foarte multă lume. Am lăsat în urma mea grădinițe, autobuze, am lăsat spitale reparate, am lăsat drumuri reparate, parcuri reparate. Asta eu când văd când mă uit în urmă. Ok, dar ce a avut de câștigat politicianul Ruslan Codreanu? Dumneavoastră, ca un politician tânăr, în momentul în care ați venit în primărie, eu mi-amintesc când ați venit dumneavoastră în Consiliul Municipal Chișinău, un politician tânăr, promițător, care era clar că are perspectivă. Nu mai sunt promițător. Nu știu, sunteți probabil, dacă sunteți, dacă v-ați înaintat candidatura la primărie, înseamnă că vedeți perspective. Și totuși, iată, în acest 2 ani de zile, în acești 2 ani de zile, 2017 până acum, v-ați ales cu o ștampilă pe care nu puteți să o negați. Nu am avut de eu, omul Partidului Democrat. N-am avut, dar de unde a apărut ștampila asta? Nu știu de unde a venit. Păi probabil că cineva a spus-o și s-a preluat. Sau nu, de unde poate din faptul asta? Că sau dumneavoastră ați făcut parte din același scenariu pe care Silvia Radu a devenit. Pentru acțiunile noastre? Sau răspunde pentru acțiunile altora? Eu răspund pentru tot ce am făcut eu și pentru fiecare decizie și pentru fiecare semnătură și pentru toate proiectele care le-am lăsat în urmă. Eu am fost cel care a criticat legea din 2015 privind statutul municipiului Chișinău, când orice persoană poate deveni viceprimar. Și la inițiativa liberalilor atunci, în 2015, de a-l pune pe Munteanu și pe Moldovanu viceprimari, toți tăceau. Noi am fost singurii care am criticat prevederea respectivă. Deci, și eu și astăzi nu sunt de acord. Dar ce s-a întâmplat acum? Prevederile care sunt pe legea statutului municipiului Chișinău au fost extinse pe toată țara. Deci nu s-a modificat legea să nu se mai întâmple astfel de situații, dar s-a modificat pe toată Republica, pe toate primăriile, aceleași prevederi, când orice persoană de stradă poate să devină viceprimar, dar e legal, pentru că legea prevede lucrul ăsta. Doamna Jean-Antoan, politicianul Ruslan Codreanu a avut de pierdut din toată acea poveste din 2017 până acum. Perspectiva dumneavoastră. Eu cred că da, chiar și dacă mă aflu acum în situația când politicianul Ruslan Codreanu stă chiar vis-a-vis de mine și mă privește drept în ochi, dar oricum eu cred că, într-adevăr, din păcate, Ruslan Codreanu a avut de pierdut ca politician, ca viitor politic, și nu pentru faptele care le-a făcut, dar pentru cred că acele jocuri politice în care a poate volens, nolens, dar a fost atras în aceste jocuri politice. Dacă vă amintiți, atunci la primărie, când a venit fracțiunea PPM-ului, din această fracțiune au făcut parte niște personalități destul de cunoscute, inclusiv și domnul Oazu Năntoi, da, care a fost președinte. Oameni cu integritate. Da, da, cu integritate, care Lutenco, Victor și domnul Codreanu. Și domnul Codreanu. Da. Deci a fost o echipă destul de promițătoare, care atunci a făcut un serviciu foarte mare imaginii partidului condus de domnul Leancă pe atunci. Și da, vă spun că atunci când fracțiunea era condusă de domnul Oazu Năntoi. Și treptat când aceste persoane au înțeles că deja de acum au intrat în niște jocuri politice poate inadmisibile pentru persoana lor, au început treptat să iasă. A ieșit domnul Năntoi, mai târziu a ieșit Lutenco, au mai ieșit, îmi pare că, niște persoane. Au rămas, cred că, cei mai tari de fire, care au continuat să activeze în acest Consiliu Municipal și
Pe urmă, ce nu ar spune acum domnul Codreanu, poate într-adevăr, dumnealui a făcut foarte multe, fiind în calitatea sa de consilier și în calitatea sa de primar interimar, dar anume această pecete, cum ați spus-o și dumneavoastră aici, de colaboraționist, să spunem așa, cu Partidul Democrat, care de fapt Partidul Democrat a inițiat acest joc cu Silvia Radu și cu toate chestiile astea în municipiul Chișinău și la urma urmei, când a retras-o deja pe Silvia Radu și a inclus-o în echipa sa, domnul Codreanu a rămas acela care a devenit primar interimar. Și atunci, într-adevăr, din reșind din acele jocuri, la foarte mulți au apărut întrebări. De ce ați rămas dumneavoastră? Cum ați, dacă spuneați că asta este ilegal, de ce ați acceptat să faceți... Da, sau este legal, sau Silvia Radu, cum a devenit legal, ilegal, eu știu, pentru noi ilegal, pentru alții care au modificat legea, chiar înainte să spun că e legal. Știți că Partidul Democrat a modificat legile așa cum dorea el, pentru ca să poată să controleze toate instituțiile statului. În 2015 legea a fost promovată de Partidul Liberal. Nu, eu știu de toate chestiile astea. A fost promovată de Partidul Liberal, folosită de Partidul Democrat. Eu cred că problema este anume aici, pentru că domnul Codreanu a avut nenorocul să rămână anume atunci când jocurile astea mari politice legate de primărie, deja de cum erau făcute de Partidul Democrat și controlat de Partidul Democrat, iată de ce sunt foarte multe întrebări către domnul Codreanu politician. Și iată de ce cred că puțină lume poate acum să-și plece urechea la unele argumente pe care dumneavoastră aici le înainte. Asta nu exclude ceea ce se întâmplă astăzi că nu a fost înregistrat? Faptul că am fost la toate protestele, eu cred că nu trebuie. Faptul că am fost la toate protestele din 2015-2016, asta mă face colaboraționist cu cine? Dumneavoastră ați fost la proteste? La toate protestele am fost. La care eu am fost, dar nu v-am văzut niciodată, domnul Codreanu. Eu am fost cu domnul Nantoi la proteste. La platforma? Da. În 2015. Da, eu am participat la toate. Și iarna, și vara. Asta mă face colaboraționist cu cine? Repet încă o dată. Eu am promis oamenilor în 2015 că în limita posibilităților, cât voi fi consilier municipal, eu voi ajuta. Și inclusiv ca și consilier municipal. Eu am strâns 10.000 de semnături atunci pe calitatea transportului. Și oamenii au zis că noi nu vrem rutiere, noi nu vrem trolebuze stricate. Eu când am putut, eu am livrat. Și tot ce am făcut eu, asta e să administrez. Și de asta pe mine foarte puțin mă interesează politica, credeți-mă, foarte puțin. Atunci tu sunteți politician. Și de asta eu am zis că eu dacă nu mă interesează politica, înseamnă că nu sunteți politician. Și asta este răspunsul. De ce noi vorbim despre Ruslan Codreanu politician dacă dumneavoastră nu sunteți politician? Asta este răspunsul la întrebarea de ce independent. Asta este răspunsul la întrebarea de ce independent. Pentru că orașul trebuie administrat. 10 ani de zile oamenii au făcut politică în orașul Chișinău. Și nici eu, nici doamna Rață, nici dumneavoastră nu sunteți mulțumiți de cum arată Chișinău. Și noi criticăm. Și atunci când un independent intră în campanie, noi începem să punem întrebări, dar de ce fără partid? Dar de ce singur? Dar când intri cu un partid și discuți cu alt partid de pe baricade politice, despre viziuni, despre sabie și despre tancuri, asta ce este? Așa a fost guvernat orașul ăsta 10 ani de zile, dar nici nu pot să zic guvernat. Așa și-a bătut joc de el 10 ani de zile. Bun, dar adevărul este, domnul Codreanu, că nici în ultimii 2 ani de zile n-am văzut schimbări miraculoase în Chișinău. Eu încep să mă întreb dacă în Chișinău se pot face schimbări foarte mari. Să vă duc în fiecare loc unde o să vedeți schimbări. Cât timp e nevoie ca noi toți să simțim? Deci drumurile sunt proaste în Chișinău și asta nu puteți să o negați. Sigur că da. Miroase urât, îngrozitor și asta iarăși nu puteți să o negați. Sunt multe probleme. Și dacă vă spun că în 2017, noiembrie, 71 de grădinițe trebuiau să fie închise după prescripția Centrului Sănătate Publică și trebuiau urgent de intervenit și astăzi nici o grădiniță nu este închisă, după mai mult ca atât, 1900 de locuri create noi, și creșă, și grădiniță, asta ce este? Bun, în 27 de ani nu s-a făcut o expertiză la poduri, nu s-a făcut o subterană, exact. Un viceu public, o grădiniță. Eu nu zic faptul că era obligația de în 2 ani să rezolvați toate aceste probleme, eu zic în general. După 20 de ani de când avem un Chișinău cu primari, tot aștept să se schimbe radical lucrurile în Chișinău și ele nu se schimbă și mă gândesc, poate e o misiune imposibilă asta. Vreau să mă mai opresc un pic totuși la anul 2018. Momentul în care Silvia Radu și-a înaintat candidatura pentru funcția de primar la alegerile cele anticipate care au avut loc, dumneavoastră ați rămas primar interimar, nu ați candidat. Nu, am susținut candidatura domnului Năstase.
public. Dar de ce n-ați candidat? Pentru că am susținut candidatura domnului Năstase. Și de asta n-am candidat. Deși și atunci foarte multă lume spunea că eu voi candida. Dar nu a fost adevărat, așa cum foarte multe lucruri spun și nu au fost adevărate. Atunci deschis am susținut candidatura domnului Năstase la primărie. Și nu numai în turul 2, dar și în turul 1. Și de asta nu am înaintat candidații. Dar se putea face ceva pentru Andrei Năstase după ce s-a expus instanțele de judecată ca el totuși să fie primar? Prin Consiliul Municipal. Prin Consiliul Municipal, cum spune legea, înaintezi de două ori candidatura, Consiliul Municipal sau votează sau nu votează și atunci îi revine... Adică prin aceeași metodă cum a ajuns așa. Silvia Radu. Corect. Și conform, s-a luat în calcul conform, acest scenariu? Conform legii. S-a luat sau nu s-a luat, suntem în situația în care suntem. Nu, dumneavoastră, ați făcut alegeri astfel de propunere. Am avut discuții la capitolul respectiv și înainte de alegeri și după alegeri. Cu domnul Năstase. Domnul Andrei Năstase. Și dumneavoastră i-a refuzat. Da. Dacă nu ar fi fost acele alegeri de atunci, din 2018, dumneavoastră cum v-ați fi înaintat candidatura? Greu să spun dacă. Eu mai mult sunt pragmatic, în sens că practic văd, cred, dacă și cum ar fi fost, nu mi-e greu să spun acum. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre ceea ce am pomenit noi un pic mai devreme, puzderea de candidați, s-au împuzit foarte mulți, ca niciodată, 20 de candidați pentru funcția de primar al capitalei, mulți dintre ei pe aceleași platforme, cu aceleași principii, în mare parte, dar despre asta după publicitate. Am revenit în studio, vă amintesc că suntem într-o ediție specială a emisiunii Cutia Neagră și astăzi discutăm despre alegerile locale din capitală. Invitații din platou sunt domnul Ruslan Codrean, a fost primar interimar al capitalei, cel care astăzi a aflat că nu a fost înregistrat în cursa electorală de către Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău, și doamna Stella Jantoan, analist politic, coautor de facto. Totuși m-ați numit analist. Păi, da, asta faceți, analiză okay. Politică aici, în studio. Înainte de pauză spuneam că discutăm și despre îmbuzeala din acest an la fotoliu de primar de Chișinău, în premieră. M-am dat așa eu peste ultimii ani ce s-a întâmplat în cursele electorale pentru capitală. N-am avut niciodată 21, cel puțin în ultimii ani, 21 de candidați. E premieră. De ce atâta interes pentru fotoliu de primar al capitalei? Mi-am întrebat, da? Nu, în primul rând, localele, asta deja, de cum vă spun, cei ce se cunoaște, pentru un politician, pentru sociologi, pentru cei care fac tehnologii politice, că alegerile locale întotdeauna sunt baza, temelia alegerilor parlamentare. Deci, așa cum va arăta designul la locale, deci cam așa, și poate chiar să-și mărească rezultatele, așa și vor arăta și parlamentarele. Iată de ce mai multe partide politice se străduie să participe la aceste alegeri locale și să obțină cât mai, un rezultat cât mai bun. Iată de ce vor să participe în aceste locale pentru a-și atatona terenul și alte partide mai mici și persoanele care vor să intre în politică, de asemenea folosesc acest teren al alegerilor locale pentru a se manifesta și pentru a iarăși atatona, de a vedea care este trendul lor politic, este de perspectivă sau nu. Aceste alegeri locale, într-adevăr, sunt în primul rând semnificative pentru că sunt, cum am mai spus și la începutul emisiunii, sunt primele alegeri după, spunem așa, înlăturarea Partidului Democrat de la guvernare și, în al doilea rând, sunt destul de semnificative prin aceea că este un mare număr de candidați și preponderent candidații sunt mai mult de pe șichierul de dreapta și dreapta noastră tradițională este foarte fărămițată în aceste alegeri locale.
Aici doar câteva observații. Prima legată de Partidul Democrat, era de după, deci alegeri de după era democraților. De fapt, democrații n-au prea influențat alegerile în capitală, dacă așa să judecăm. Da, noi nu vorbim nu doar despre alegerile în capital, vorbim despre alegerile locale. De fiecare dată, democraților nu le-a, candidatul democraților nu reușea să adune nici o șansă nu avea. Da, nici, mă rog, 2-3 până în 10% dacă reușeau să obțină în alegeri în Chișinău. Niciun candidat nu a obținut 10%, 2%. Au obținut 1, toți 7. Că 1,7, 2% au obținut toți candidații la Silvia Radu. Primar Silvia Radu oficial nu a fost. Bun. A fost o tehnologie politică inventată, o găselniță a Partidului Democrat de a înainta pe Silvia Radu. Dar pentru electorat, în principiu, era clar al cui candidat este Silvia Radu. Da, dar acolo totuși a lucrat cu tot alte tehnologie. Candidatul Partidului Democrat la aceste alegeri locale al Chișinăului a fost a fost doamna Buliga, a fost doamna Monica Băboc, care mai mult de 1,7-2% nu a acumulat nici una din ele. Deci, în ultimele alegeri mi se pare că democrații n-au avut candidat. Și candidat nu a avut candidat la alegeri locale. Iată de ce spun că Silvia Radu a fost tehnologia lor. Dar ca la Consiliu, dacă ați văzut în Consiliu Municipal, Chișinăul aveau doar un singur consilier. Deci Partidul Democrat în Chișinău niciodată n-a reușit să penetreze niciodată, dar vreau să vă spun că în anii 90-97 așa undeva Partidul Democrat în Chișinău lua 5-7% și el a început să cadă în poziții în Chișinău, anume după acele perturbări care au avut loc în Partidul Democrat după venirea în calitate de președinte a lui Vlad Plahotniuc. Aceeași întrebare, domnule Codreanu, legată de numărul mare de candidați. În asta aveți vreo explicație? E miere? Tot respectul pentru analiza doamnei Jean-Toan, dar eu mă puneți într-o situație, nu pretind să fiu nici expert, nici analist. Dumneavoastră ați fost primar, știți problemele de acolo. Ce i-ar tenta pe niște candidați să țintească? Eu, ba mai mult ca atât, îmi cer scuze, cred că anume discuțiile mult prea axate pe partide politice și odată în 4 ani din campanie, în campanie electorală, pe promisiuni și-au dus orașul să arate cum arată. Pentru că noi și acum cu dumneavoastră nu vorbim despre canalizările înfundate, despre strada Albișoara, despre rutiere, oamenii... În ultima parte emisiune să vorbim, deci noi iarăși vorbim despre niște presupuneri din punct de vedere a experților. Eu nu pretind să fiu expert nici în campanii electorale, nici în doleanțele celor 20 de candidați, de ce ei se avântă fiecare dintre ei. Probabil că o să aveți ocazia să discutați cu fiecare dintre ei în campanie și să-i întrebați ce te-a motivat să vii. Da, în general, funcția de primar e o trampolină pentru politicieni? Sigur că da. Este o trampolină destul de importantă. Și iată de ce noi vedem că mai multe pentru partide... Cei buni. Poftim? Pentru cei buni, pentru alții poate să fie groapă. Nu, pentru cei buni, dar noi am văzut tradiția în politica moldovenească să fim așa mai tranșanți în ceea ce spunem. Spuneți-mi, mă rog, toate partidele politice care își înaintau candidații, era vorba despre Chișinău, despre necesitățile Chișinăului, despre aceea, cum iată, spune domnul Codreanu, Albișoara, cu zavode, Decebal sau parcurile din Chișinău sau toate construcțiile astea interminabile în Chișinău. Nimeni nu a vorbit despre asta, nimeni nu a vorbit despre planul general, deci a vorbit doar domnul Chirtoacă în 2005 atunci când se aleagă și tot ne spunea despre planul acesta general al orașului, până acum nu îl avem și iată de ce se fac toate construcțiile acestea legale în Chișinău și nimeni niciodată nu și-a pus scopul ca să fie adoptat acest plan general al orașului Chișinău. Chișinău degradează din an în an, dar din zi în zi deja degradează. Orașul nostru care noi ne considerăm o țară care tinde în Europa și o țară cât de cât europeană sau semblabilă așa europeană, noi vedem că noi semănăm, eu nici nu știu, poate în Istanbul ați văzut așa niște nici pe Taksim n-am văzut așa ceva, unde se stă casă în casă, unde oamenii care își cumpără apartamente în aceste blocuri se uită pur și simplu și pot să servească o ceașcă de cafea, să servească unul pe altul prin această fereastră sau chiar
chiar să ceară, de exemplu, sare sau pâine dacă nu au uitat să cumpere seara. Uitați-vă câte probleme are capitala. Uitați-vă cât e de greu să rezolvi problemele capitale. Pentru că orice am spune, e vorba și despre resurse financiare pe care trebuie să le ai ca să rezolvi, da. Ca să faci drumuri, ca să rezolvi problemele legate de ecologie și alte probleme grave ale Chișinău. Acești bani, din păcate, nu apar din pot odată cu candidatul. Și totuși, se strâng ca muștele la miere, da? Toți deasupra primăriei Chișinău vor să ajungă primari dincolo de trambulină. Dumneavoastră ziceați că pentru cineva este groapă. Deci e riscant. Ori, ori cazi în groapă, ori dacă reușești, eu nu știu cine a reușit de acolo să iasă. Aveți un caz de succes? Vreun primar care după asta... Ce, este acum un candidat care... Spune că el se uită în jur și vede toate proiectele și realizările lui frumoase. Care? Cel care a condus 10 ani orașul. Bun, ratingul pe care îl are cel care a condus 10 ani orașul demonstrează că nu e chiar ceea ce spune dumneavoastră. Noastră m-ați ademenit să vin la emisiune și eu îmi cer scuze că n-am fost anterioarele 3 ori, că discutăm despre Ruslan Codreanu și despre blocajul electoral care există pe proceduri și conform codului electoral. Acum discutăm despre tot. Nu, noi am început să discutăm despre asta, nu putem să vorbim doar despre blocaj, că am discutat prima parte a emisiunii. Este plin de probleme și bani publici sunt. Nu sunt bani publici suficienți, da? Ca să mergi și să repari toate drumurile, 561 de kilometri de drumuri într-un an. Dar eu am demonstrat într-un an, din banii publici, ai noștri, că se poate lăsa 300 de proiecte. Se poate deschide 7 grădinițe, poți să faci prima subterană, 8 vecee publice, poți să cumperi 30 de trolebuze cu aer condiționat, 31 de autobuze. Eu am demonstrat că se poate. Și asta e doar din bani publici. Fără să umbli cu mâna întinsă, la biard, să iei credit de 22 de milioane de euro și după asta Ștefan cel Mare să arate cum arată acum. Deci se poate dacă se vrea. Vasile Alexandrie reparat de 3 ori. Sau negruțe. Domnule Codreanu, dar dincolo, Codreanu, dincolo de asta, ați spune dumneavoastră că ați făcut niște lucruri pentru Chișinău și eu nu le neg. E adevărat că eu nu am stat să analizez foarte atent ce s-a întâmplat în capital în perioada asta de timp. Nici nu prea cred sondajele. Cifrele e clar, acolo e matematică curată. Dar niște tendințe sondajele tot le arată. Și aceste sondaje, în tendințele lor, nu vă arată pe dumneavoastră nici pe locul 1, nici pe locul 2, nici pe locul 3. Și asta, ce explică? Asta ce explică? Știți că la mine au fost oameni care au semnat pentru mine și au zis că eu vin prima dată să semnez pentru cineva. Nu am fost la niciun protest, sunt apolitic, nu mă interesează politica. Vin să semnez pentru tine pentru că văd schimbări în oraș, fără ca mutra ta să apară în fiecare zi la televizor. Ok, înțelegeți? Dar 10.000 de voturi. Dacă eu vorbesc, de Maria Drăgan, de Parcul Alunelu, de Valea Trandafirilor, de cel mai bun complex sportiv din Dehavuz, și toate lucrurile astea sunt, într-un an de zile, primul centru municipal de sterilizare animalelor, primul centru de tineret, primul centru de pentru copii ai străzilor. Domnul Codreanu, dar primar va face votul alegătorilor din capitală și din păcate nu 10.000 de oameni, dar e nevoie de mult mai mulți. Corect. Și eu nu am fost, am zis că nu intru cu orice scop în campanie. Convingător pentru mai mulți. Prin ceea ce ați făcut, ziceți că ați făcut multe lucruri. Păi, sondajele arată că nu sunteți printre favorit. Păi, asta este, pentru că sunt două forțe care au structuri, au resurse administrative, au oameni. Dar dumneavoastră ați avut cea mai bună structură, primăria. Au media și eu n-am făcut politică și nu mi-am făcut PR. Corect. Atât. Dar am văzut de administrarea orașului. În fiecare zi, în fiecare noapte și în fiecare dimineață. Eu mă trezeam la 3 dimineața și când mă vedeam că ninge, mă gândeam, este destul sare sau destul nisip. Eu nu am făcut altceva decât să lucrez pentru orașul ăsta. Și acum, sondajele respective, dacă credem noi în ele sau nu, fie și adevărate. Nu, eu am zis nu că eu nu cred în sondaje. Spate, nu am structuri în spate, nu am resurse administrative, nu am resurse financiare. Sunt eu așa cum mă vedeți. Dar poate un primar să conducă Chișinăul fără structuri în spate? Dar adică aveți nevoie de o echipă cu care să veniți? Sunt oamenii, pentru că toate reușitele respective se fac cu oamenii, cu șefi de direcții, șefi de întreprinderi, cu pretorii, cu vicepretorii, atât timp cât îți vezi de treabă. Pe 2 ianuarie eu i-am invitat pe toți și pe fiecare l-am întrebat care e bugetul tău pe anul ăsta și n-au știut să-mi zică. Pe 3 ianuarie au știut să zică deja. În fiecare zi, ședință separată pe tot. Trebuie cumpărate tractoare. Dăm caietul de sarcini timp de o săptămână, dăm planul când le cumpărăm. Trebuie cumpărat aspiratoare. Dăm exact să știu. Deci asta am făcut. Grafic la toți, în Excel, l-am făcut și public, fiecare șef de direcție să știe când și ce trebuie să procure. Noi acum suntem cu dumneavoastră în septembrie. Eu nu știu dacă primăria acum a făcut licitațiile pentru sezonul de iarnă. Eu, să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, eu nici nu știu cine este primar acum de Chișinău. La un moment dat, atât
atâta interimar al interimarului din interimar, că eu m-am pierdut și eu nu mai știu, sincer, cine este astăzi interimarul și cărui interimar. Dar pentru că ați pomenit despre șefii de direcții, țin minte că doamna Silvia Radu, când a venit la primărie, a schimbat mulți dintre șefii de direcții. Dumneavoastră ați făcut modificări după asta? Eu am schimbat și eu mulți șefi de direcții, care acum, din păcate, s-au reîntors, s-au restabilit. Din cei numiți de Silvia Radu i-ați schimbat sau care? Nu neapărat. Acum mi-e greu să zic că eu am eliberat vreo 8 persoane care erau mai mulți ani, inclusiv poate numiți și de doamna Radu. Da, Valeriu Meșca de la APA Canal a rămas la APA Canal? Da, dar acolo nu numește interimarul sau viceprimarul, este Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație, din care fac parte reprezentanți din primărie și din Consiliul. Și din Consiliul Municipal. Și din Consiliul, da, e adevărat. Revenind la ce se întâmplă la noi cu candidații, foarte mulți, spuneam, mai mult s-au îmbulzit pe dreapta. Bun, e greu să-ți dai seama, în cazul tuturor partidelor, dacă sunt de dreapta stânga, dar aproximativ m-am uitat eu și mi-a ieșit cam așa. Pe dreapta avem 13 partide, 13 candidați, da. Și pe stânga vreo 6. Ca tendință, asta despre ce vorbește? Nu. Mă refer la rezultatele care pot fi. Asta vorbește despre, iarăși, neputința dreptei moldovenești de a se consolida, de a se uni, de a formula o singură idee și de a merge în aceste alegeri locale cu un singur candidat. Asta este tradiția, din păcate, a dreptei moldovenești, foarte dezbinate, și ca tradițional stânga este cu mult mai unificată, cu mult mai omogenă, cu mult mai consolidată. Dacă chiar și noi deslușim unele partide care ne par nouă că pe stânga se află, dar de fapt sunt niște partide în comparație cu Partidul Socialist într-adevăr destul de cu șanse minime de a accede, și scopul lor, cum v-am spus anterior, este într-adevăr de a participa, de a-și măsura, de a, spunem așa, temperatura, să vadă cât care este trendul partidelor și dacă au șanse, pentru că, încă o dată repet, partidele locale sunt așa ca repetiția generală pentru alegerile. Asta dacă există intenții nobile în aceste partide, dacă într-adevăr interesul lor este de a-și măsura forțele. Dar dacă e vorba despre alte interese, dacă e vorba despre partide satelit... Eu n-aș lega și interesul financiar în ceea ce privește cu finanțarea legea. Nu, și, da, și interesul financiar, spunem că da, noi cum vorbim așa mai mult despre niște interese majore politice care le-ar motiva să participe la aceste alegeri. Sigur că noi... Sateliți, intervedeți în această Da, listă? Sunt sateliți, chiar am văzut partidele care, chiar și dacă ar trece sub umbrela aceasta de motivare că oricum să participe ca să-și încerce forțele, dar de fapt eu, de exemplu, văd participarea lor nu altceva decât iarăși fracționarea aceasta a dreptei, mai ales în Chișinău. Și iată, partidul PPM, care deja cred că a trecut în istoria în istorie deja de despre cum... Despre care se vorbește la trecut? De care se vorbește la trecut, da, dar oricum vedem că totuși încearcă să mai pună piciorul și în viitor și deja au și înaintat candidatul, am aflat, pentru mine într-adevăr a fost o surpriză foarte mare, nici nu l-am bănuit pe domnul Țîră că ar putea fi un adept inveterat a PPM-ului, dar iată el astăzi, da, sau când el s-a lansat... S-a lansat zilele trecute. Zilele trecute s-a lansat în campania pentru PPM. PPM cred că tot este, l-aș numi așa un spoiler acum pentru partidele de dreapta și vorbesc acum despre favoriții din interesul partide. Cui? Deci ce fac ei? Este în interesul cui?
Nu, haideți să spunem așa, chiar și dacă noi am eliberat, adică această coaliție a eliberat statul sau li se pare că au eliberat statul sau au încearcă acum să elibereze statul din captivitate sau de, să-l depolitizeze instituțiile statului și să-l treacă de sub controlul Partidului Democrat, totuși noi vedem că pe orizontal în toate instituțiile statului și mai ales în administrația publică locală și vorbesc aici nu numai despre Chișinău, pentru că da, mă interesează și Chișinăul, dar pentru partide politice este foarte important ce se va face acum în teritorii, la nordul Moldovei, la sudul Moldovei, în centrul Moldovei, acolo unde mai mult de 800 de primării revin Partidul Democrat, pe care le-a controlat, că știm că Partidul Democrat a venit cu 200 de primării și pe urmă s-a ales peste un an cu 800 și ceva de primării. 900 aproape. 900 de primării. Noi vedem că nimic nu se întâmplă în, în autoritățile publice locale, da? Pentru că mai mult s-a ținut cont și s-a vorbit despre ministerie, despre procuratura generală și s-a știind foarte bine, cu bună știre, știință că pe 20 octombrie vor fi alegeri locale, dar s-au omis, din păcate, cred că această guvernare, pur și simplu au omis acest fapt că trebuie de lucrat în teritoriu și cu administrația publică locală, pentru că se pregătesc alegerile din 20 octombrie. Și mie mi se pare că dacă încă în Chișinău noi putem spera pentru un partid de dreapta, încă pot să spere pentru încă un rezultat, dar la nordul Moldovei, la sudul Moldovei, eu cred că șansele blocului acum vor fi foarte și foarte mici. Pentru că nu... Miza cea mare se spune că este dincolo de cea din teritoriu, mm-hmm, dar este funcția de primar în Chișinău, pentru că în toți anii de independență, Chișinău a fost mereu o oază a forțelor de dreapta, deci aici niciodată n-a ajuns primar o forță, un partid de stânga. De asta și-a ajuns un sat. Da. Asta a ajuns un sat, iată, că era de stânga, era mai sigur că de acord pentru cu domnul Codreanu. Pentru că se vorbește Codreanu despre geopolitică. Da. Deci se vorbește despre ce vorbim noi, oază de dreapta, oază. Nu trebuie, de... da, în așa asta, termen ce, să ce, gândim. Noi am ajuns vorbim despre sabia lui Damocle. Credeți că dacă ar veni un partid de stânga, ar fi mai puțin geopolitică? Eu nu vreau să zic, indiferent cine ar veni, trebuie să vină un om gospodar. Pentru că dacă noi vorbim în termeni geopolitici, noi mai departe o să călcăm în glod și o să fie orașul glodului. Fără viață în Chișinău, cu fețele astea triste, da, când plouă toată lumea e pur și simplu din cap până în picioare în glod, cu cratere pe drumuri, fără transport, fără... Noi despre asta vorbim. Da, și omul de rând, el pur și simplu el iese din casă și el zboară înapoi în casă că el nu vrea să vadă Chișinău ăsta la față. Noi nu avem viață de Chișinău. Da? Și noi vorbim iarăși despre geopolitică, despre interese de partid. Orașul ăsta s-a furat 10 ani de zile după paravanul geopoliticei. Terenuri municipale, grădinițe, spitale, toți au furat. Nu prea avem oameni care să facă pușcării pentru asta. S-au furat în toate primăriile. Nu numai în Chișinău. Și într-adevăr, eu totuși aș vrea să văd că această campanie electorală trebuie deja să iasă din această paradigmă care nu aduce nimic bun autorităților locale, adică politizarea aceasta excesivă și împărțirea raioanelor pe partide. Deci aici trebuie să câștige o personalitate care este, calitatea personalității care este susținută de către partid. Deci trebuie să caute așa o personalitate care poate să facă un parteneriat adevărat cu cetățenii Republicii Moldova, adică acestui sat, oraș și raion și nu parteneriat cu un partid politic. Așteptăm pentru că, și într-adevăr, noi... asta duce spre degradare și dacă noi vorbim, pardon, despre acea mult așteptată decentralizare a autorităților locale. Și asta deja va fi în beneficiul cetățenilor. Așteptăm să vedem programele electorale ale candidaților la funcția de primar, dacă aceste programe se bazează pe acțiuni concrete pentru Chișinău, pentru locuitorii Chișinău, sau doar pe acțiuni de geopolitică. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit la emisiune, domnul Codreanu. Eu sper să ne vedem săptămâna viitoare în dezbatere electorale, dar asta va depinde de rezultatul pe care îl obțineți mâine la CEC și mai departe în caz de ceva în instanță, dacă înțeleg. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8. Urmează știrile în limba rusă cu colega mea, Iana Stepanenko, iar după asta politica Nataliei Morari.